povestea mea cu orașul a început în ziua în care m-am născut, evident. Iar primul lucru de care mi-aduc aminte e curtea casei mele, locul care a fost centrul meu de interes până la 15-16 ani. Totul se întâmpla în curte. Aici mă întâlneam toți prietenii, îmi reparam bicicleta, aici am sărutat prima dată o fată. În timp, orizontul meu s-a deschis dincolo de curtea casei mele, iar viața orașului a devenit un uriaș spectacol. Viața urbană poate fi caracterizată de anumită complexitate în care oamenii, chiar dacă sunt independenți și liberi, sunt integrați într-o rețea care formează involuntar un organism colectiv. Poți oricând vorbi despre un București viu și personificat în care străzile sunt venele, traficul e sângele, iar oamenii sunt celulele vitale. Orașul în fizica lui înseamnă cărămizi și străzi, ca un container care nu valorează mare lucru dacă nu e umplut cu viață. Totul este despre oameni, iar aceștia sunt adevărata măsura lucrurilor. Bucureștiul este un om, l-am putea considera așa, iar în contextul acesta este o persoană cu anumită istorie, cu mintea și figura brăzdată de anumite cicatrici, cu personalitatea influențată de experiențele trăite. Dacă contrastul arhitectural al acestui oraș este unul evident, cu siguranță există un contrast emoțional al Bucureștiului, așa cum îi sunt clădirile, cu siguranță așa îi sunt și oamenii. Aspectul acesta, chiar dacă mai subtil, este de fapt cel fotografiabil. Mereu găsesc și descoper influențele orașului în trăsăturile locuitorilor lui. O parte din oamenii din București, mai ales cei în vârstă, cu siguranță au trăit greu în orașul ăsta. Cei tineri au cu totul altă viață, dar cei bătrâni au fost nevoiți să se ascundă, să se închidă, să-și încuie ușile și porțile. Comunismul încă păstrează amprenta pe unele dintre generații. Pe unii bucureștenii găsesc mai degrabă suspicioși și cumva nu excesiv de entuziasmați în prezența unui fotograf în apropierea lor. Totuși, există optimism. Cu fiecare an care trece, generațiile se schimbă, oamenii se relaxează, iar teama și suspiciunea pare că dispar. E greu să găsești un oraș atât de eclectic, european și oriental în același timp, sovietic și occidental. Bucureștenii sunt de toate felurile, absolut toate. Iar când zic asta, nu critic și nu judec. Mai degrabă, notez și documentez, ba chiar o fac cu admirație. Mi se pare că ăsta e Bucureștiul, un oraș care își arată rapid cicatricile. Cred că asta îl face special. Un oraș pe care iubești să-l urăști. Bucureștiul meu este același, indiferent dacă mă duc să lucrez sau mă aflu în timpul liber. Fotograf sunt mereu, oriunde și oricând. Așadar, relația mea cu orașul e întotdeauna personală, chiar și atunci când e profesională.